La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YT Shorty pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. La ce ne mai uităm breazi? E un serial acum care începe la 4, dar nu... Cred că întârzi. A, e pe alt program. Vezi, poate pe TV. E pe acasă. A, pe acasă. Acasă TV. Mă faci tu niște ouă. Bre, astăzi mă simt bine, așa că îți fac eu cum le vrei. Mai ferme, mai lăsate, mai... cum le vrei, bre? Eu am omletă. Ferme, dacă vrei. Omletă. Ferme? Omletă. Ferme, omletă mai fermă. Sau moale, sau tare. Tare, tare să fie. Tare, pic. Luați cam așa, bre, uite-ne. Nu, ce dracu faci? N-ai zis, bre, că vreau ouă tare? Păi, nu ale tale, ouă de găină. De găină? Păi n-avem, bre, găini, să moară, mă. Dar chiar vrei, auzi, știu, niște găini, le facem acolo, de la mic, cu barbenii, de găini, să stea și ele într-un... În curticică frumos să cotcodocească, să iei și un cocos, să facă... Dimineața să ne trezească la 3. Vrei? Nu. Ziceam așa. Zibre, vrei să fac ochiuri sau omletă vrei? Ochiuri. Nu mai avem ouă! Cum adică? Nu mai e ouă, bre. Este dus să iei. Mă duc eu să iau ouă. Păi du-te și hai că mergem unde dacă vrei să luăm. Păi mă duc eu, nu e problemă, tu doar dă bani. Lasă că mergem unde. Hai că îmi prema, că iau eu. Hai că luăm amândoi, lasă, poate e grele. S-a scumpit oricum, nu, că iau eu un carton de la 10 ouă. Lasă-mă, drag, lasă că luăm amândoi. Vreau să scot și ceva bani după el. Să dea și el acolo, nu știu, că e vreo 2 lei, un leu și ceva. Și poate mi-e așa îmbrăcat. Și mie. Ha? Vezi că a venit un taxi. Ha? Zic, nu m-am îmbrăcat. Păi du-te și îmbracă-te vreme. Hai că o să mă îmbrac. Ha? N-am chemat taxiul! Aoleu, să moară frații mei. E nebunii ăia. Dar ce faci, răule? Alo, băieți! Să treci. Uite, mă duceam și eu să cumpăr niște ouă, că a rămas fără ouă. A, e bine. Voi e ce bine. Faceți? Ți-am adus... Da, și noi, uite, bine, am venit cu bagajele să mă amul la tine, că... Știi cum am vorbit. N-am să mă obișnuiesc. Dar astea nu sunt toate, mai avem încă două. Cum adică? Încă două bagaje. Păi trebuia să vii și doar cu un ghiozdănel așa cum ar veni temporar, să vezi dacă îți place. A, păi da, ești nebun și tu. Dacă deja am luat astea, mai vin cu ghiozdănelul. Da. Am vorbit ceva, că mă mut și gata. Deci nu te-ai nehotărât până la urmă? Nu. La tine aici vin. Uite că ai casă frumoasă. Aducem niște văcuțe. Cine duci? Văcuțe? A, să trăiți, să rămân. Salut. Dar veniți să se mute la noi, bre, auzi. Păi noi în curând o să renovăm, doamne, cred că mai bine vii după. Adevărat, asta mă gândeam. În curând vine băieții cu mașina, cu cifa, vine cu alea. Vine cu mașina, cu moloz. Și o să fie prăfuială, să fie astea. E, nu, păi nu numai măcar bine, nu merită. Că ajut la curățenie. Nu e de asta, dar tu ai părul finuț, uite ce păr frumos ai să moară, mamă. Îl prind în coadă, nu e problemă. Și de asta zic că nu vreau să te pun pe tine, că uite, ești și frații tăi aici și aia, știi ce zic? Să nu te pun la muncă, zic, de asta. Nu pot să zic că vine și ne bate, că te-am pus la muncă. Adevărat. Nu vrem. Nici baie, că și în baie trebuie să punem grețe, faianță, de asta deci, nu merită acum. Deci, frații,
ei lui. Puteți să duceți bagajele înapoi, că ea vine mai târziu după ce renovă, că mai facem o cameră sau ceva. Le putem duce în casă dacă dorești. Păi n-are unde să le pună, că e... Na! Găsiți voi un loc. Saci de ciment pe jos, pe acolo, cine știe ce. Păi punem peste. Păi se murdărește hainele, nu că... Nu e... Bine, George, să moară frații mei ăștia, dă-mi înțeles că vrea să scape de ea până la urmă. Știi că te auzim și noi, nu? A, nimic, ziceam că bine ați venit. Așa mai merge. Micasa e doar micasa, dar câteodată mai vine și lumea cu forța. Așa că... Eu cu nevastă mea ce știu, că să vadă pe dâns aici și să zic că au o lor nenorocitul dracu care e. Adevărat, dar nu știu ce să zic. Cred că te așteptăm pe Viorica, adică nevasta lui. O să vină și să facem o ședință, știi ce zic? Păi faceți împreună ședință. Păi da, dar ea e mai așa timidă, Viorica e foarte... Și de asta zic. Păi... Vă descurcați, păi da, nu mă cunoște și... Hai, noi mergem înăuntru să lăsăm bagajele. Nu ne lăsați că le... Dați încoace bagajul, nu-i problemă. Nu. Le iei pe rând sau le iei dat? Poți să le cari? Mergi tu, nevoastră, să le duceți acolo, că... Okay. E mai bătrân. Acum n-a ce să faci. Și cum faci, domne, cu dalea? Auziți, nu vreți să punem bagajele la subsol? Așa, bam, gang! E cu șobolanie. Mafia! Power! E la putere de padre, Izijo, Spirito Sante! Nu? Ok. Da. Păi du-te acasă, viața mea. E problemă, intră acolo. Fred. Fred? Băi, Fred, mă auzi? Hă? Care-i Fred? El e Fred, dar nu știu ce face. Are probleme cu auzul, are... Mai avem un pedon. Ia-le tu de acolo, Joaquin. Joaquin? Și ăsta e Armando. Da, să știți că nimic nu avem atâta dulap ca să puneți toate bagajele. Mai e auzit în gură. Te-a auzit în gură să moară, frații. Da, nu e problemă, lăsați-le acolo. Are mai multe bagaje decât toată lumea la un loc. Haideți și cu astea acum ce să mai... Gianni, ia tu ăsta. Sau... Încă unul e! Mă, nene, 6 valize! Cum te cheamă? Băi, viața mea! Să o lași aici la ușă. Da. Ia lui de aici. Mâncați și pula ta, Doamne. Dar câte bagaje are, mă, femeia asta? Sunt 6. Am numărat de greșit pe mărat. Aha. Mai avem de adus de acasă. Da, ce să zic, mă bucur mult de tot că mi-ați adus-o cu forța și o să... Am o întrebare la tine. A? De ce n-ai așteptat tu și tu la... când ai ieșit de la pușcărie cu un inel, da, cu flori, cum am vorbit? Hai, domne, că am așteptat-o de la pușcărie, am scos-o de acolo, cum v-am promis, adică nu... Păi și inelul, buchetul de flori... N-am avut, că n-a fost deschis, că ea a plecat de dimineață de la pușcărie cu barării. Și... Păi și m-ai lăsat și pe jos, așa că... Ascultă-mă puțin... Fă, tu taci din gură! Acum vreau să-mi permiteți, că e nevastă mea cu barbiu, așa vorbesc cu femeile mele. Taci, fă, dă-te în slobă! Deci fiți atenți aici! Eu m-am dus... Vorbește-mă frumos! Nu mă iei cu asta pe mine. E din dragoste! E din dragoste, eu așa vorbesc cu femeile mele. Bine, n-am nicio femeie, ea e singurul. Da, ce vrea să zic, așa singura, să mă ierți. Am fost la secția de poliție, mi-am retras plângerii. Nu am zis nimic de voi, cu toate că eu vă știu pe toți la față acum. Și n-am zis nimic. Păi și noi te știm pe tine, noi. Da, știu, ne știm, e bine că suntem și rude acum. Suntem cu metri sau ce suntem? De tot. Așa, deci băi, cu metri. Și m-am dus la pușcărie de dimineață și unii le-a deschis la florărie, că îi audă florii de dimineață mai târziu. Și la inel, n-am știut ce inel poartă cu barberia, adică numărul la deget. Păi n-are nimic, uite, acum,
Ia întinde viața mea o mână. A, deci cam așa e. O să iau un inel, nu e problemă, stai liniștit. Păi asta vreau și să-ți zic. Da, 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 bineînțeles. Îi iau dână la suflatul. Nu suflat. De care vrea iau? Păi eu n-am bani de... Cum să mi-ai suflat? De la eu original. Vreau... Păi da, așa mi-e, original nu suflat. Iei tu bani de la frații tăi, mi-aduci și ți-au de care vrei tu viața mea. Dar tu trebuie să știi. Că eu sunt băiat așa mai sărac cum ar veni, n-am mulți bani, știi? Ei, nu pot să mă duc să... Ce casă ai? La casa nu, e, asta e muncită mulți ani de zile și n-am dat eu bani, de-aia și neajur, nu e casa mea, să știi. Ai seria 1? Pe seria 1, dacă avem și seria 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era altceva, asta e seria 1, e cea mai ieftină. Nu vezi, ești îmbrăcat numai în Nike și n-ai bani. E de la second hand să mă vezi mort. Să moară mama dacă te. E de la second hand în paletă, ultimul magazin pe dreapta. Așa e, așa e. Îmbrăcăminte de copii rupți. Uite-i la umăr dacă te uiți un pic e așa. Dar eu chiar nu prea bani multe așa. Așa că ăla suflatul e cam maxim de buget pe care mi-l permit eu. Păi și ăla suflat e 40 de lei. Acum, dacă o să facem foamea într-o zi, să acum, nu se supere să ne bată. Acum, fii atentă ce zic eu. Sau atent, cum vrei să mi te adresez. Până la urmă, gestul contează. Iubirea mea pentru tine e extremă. Atât. Adică și dacă îți fac unul acum în burinile alea, iau stinghe de-aia, o fac inel și ți-o pun pe dege. Până la urmă, vine din iubire. Bine, mă, așa să fie cum așa zici. Că iau un ăla de plastic și ca să știi cât de mult te iubesc. Bine. Până la urmă, ce mai contează? Da, deci cam aia e. Nu mai stați încurtați, că până la urmă mi-aștept soarta, știi ce zic? Nu, așa stăm noi, ne. A, așa stăți voi, da, înțeleg. Tatuaje din astea unde să faci? Mexico. A, poate mergem odată că mi-aș trage și eu un tatuaj. Dă la șmecher, să-mi pun un vulturi pe spate, ceva. Eu mi-aș pune aici, deasupra curului, că am văzut că se poartă. Un tribal din ăla șmeche, să ne facem amândoi. Din ăla, din ăla mișto. Mihai, eu știu să barbă, am luat ăla. Nea Georgiule, ne facem amândoi un tribal din ăla pe buci? Când nu mă ia pe la spate. Nu, nu, nu faceți buci, împreună, că... Ha? Nu faceți împreună? Pe noi suntem ca frate. Nu, separat, vrea să zică. Adică mergem separat, îmi facem împreună. Că eu, lui, el. Da, separat, pe nu, 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 nu. Vedeți să nu bezi din aia, că nu se bea de acolo. Da, nu e problemă, e potabilă. Dacă moare acum, ea face ce vrea, are peste 18 ani. Deci acum să nu dacă vă supărați pierd pe noi, în cazul în care din când în când nu mai avem ce să mâncăm sau așa, adică da, nu o ducem nici noi foarte bine. Mm-hmm. Nu duci bine, dar faci renovări, ca și cum. Pe renovări le facem pe buget. Da, exact. Înțeles, atâta cât avem. Dacă sudeze prea mult, asta este. Înseamnă că n-am avut bani, n-am avut... Deci ca să știți așa de la așteptări, că nu, nu suntem milionari sau măcar 10.000 ari. Dar astea n-avem bani mulți rău de tot. Dacă nu o duce bine, așa o duce și noi cum o duce și ea. Dacă noi mâncăm bălăcituri și ea mănâncă bălăcituri. Face mâncare bună, stai liniștit. Ah, e bine atunci. Îți face niște quesadilla ceva. O, ba, ai mă mâncat vreodată quesadilla? Nu, n-am mâncat niciodată. Am mâncat ce aia? Decât tacos am mâncat. Ai mâncat tacos? Quesadilla din alea e un fel de shawarma, bre, cu mâncare. Ah, shawarma. Am mâncat shawarma, da, cum da, să... Am mai mâncat shawarma, într-adevăr, da. E un fel de shawarma dalipie de aia mexicană și cu carne tocată, cum ar veni. Nu aha, este de aia fâșii cum face la noi românii aha noștri. Are și cartofi prăjiți quesadilla aia? Nu. Bine, ea face, că e... Na. Deci a, da, dacă nu vrem să insistăm prea... Ce? Păi n-ai prost-o viața mea, ți-ai adus... Păi să mă șase știu, geamantane cu tine. Păi șase geamantane, mai... n-are un prost opt să moară. Sunt în geamantan, nu? A. Du-te, caută-și tu geamantan asta cu... Dar auzi, du-te și caută în geamantan, vezi care e. Nu, no, du-te tu a doi. Păi de-aia eu nu știu, caut în toate geamantanele.
Nu vrei nici să umblăm în lucrurile ei. Bine din casă. Păi dar tu nu ai prostă, ce să aduc de la mine din casă dacă tu ai prostă? Că te-ai adus tu pale tale. O luăm ușor așa, nu vreau să umblăm în lucrurile ei, umblă ea în geamantanul ei ca să nu... După cine știe ce zic că n-ai luat tu de acasă și o să dai vina pe mine și pe aia cine știe, mai avem treabă cu băieții. Ce mai bine, iubirea mea, să... Haideți să mergem o dată, că trebuie să iau ouăle alea, că mi-e foame. Da, merge să luăm o... Poți să intri în casă, ne aștepți acolo, ne uităm pe un fir de ăla la acasă, e frumos rău de tot. Trebuie să înceapă la 4, dar nu mai începe. Nu stai știu grijă, sora, la pe tine. Bac-te-bac. Te lăsăm cu bine. Păi, dar nu veni și voi în casă un pic? Nu veni. Te rog eu frumos să nu pui mâna pe nevastă mea, da? Da, 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 să aveți grijă de ca ea. Ca între frați, ca între frați. Cam mulți frați. În caz că se întâmplă ceva? În caz că se întâmplă ceva? Ai, ai, ai. Ok, ok. Ne suni. Dacă e ceva. Deci în caz că mergeți să luăm o... Salutare. O zi bună. Șmecher, rău duba asta, să mă arăm. Te deschis. Dau o tură dacă vrei într-o zi piciu. Nu, mersi, stai niște. Taxi zici că e duba asta să mor. Moară frații mei, spui că e dric. Mortieră din aia direct, zici că e. La revedere, la zi frumoasă! O zi în continuare! Le fac cu mânașii lor? Dă-i mor... Nu pleci că ne omoară! A. Își se rebagă cuțitul direct, nu le arăta muie. Mi-am pus în gând să moară mama cu asta. Dar asta că fac... facem, o pune să facem, să facă curat. De toate să moară mama și dacă zici ăștia ceva, îi zic, bă, așa-i la noi la țigan, femeia face de toate. Că eu jumate țigan și pot să zic asta. Îmi permit. Păi da, dacă... Mamă, zice-mă dacă stătea... De, înainte și fa... Mă rog, mergi și pe aici dacă acum nu. Mergem în Stugureni la astea, la găini. A. Știi, bre, că tu nu ești țigan, tu n-ai voie să zici cuvântul cu țiga, adică țiga. Între țigane... Deci dacă era... Nu mai știu unde era asta, mai încolo, mai aici, nu mai știu unde era asta, dă... Vezi dreapta aici? Stânga, dreapta, dreapta? Uite, accident aici. A sărit pulii din el. Să sunăm? La cine? A, dar uite că mai e unul în mașină. A, e aici, sună ei. Sunați la acum, salvare, acum, domne, acum, că acum, el a leșinat acolo. Acum, domne, acum. Acum, domne. Îți dai seama dacă era Leanca, ce îi făcea Leanca lui asta? Auleu! Păi, dar... Nici măcar ne chinuiam prea mult. Nici nu trebuia. Doar venea odată în vizită și aia. Vezi, de-ai treapta aici, dreapta? Venea odată în vizită și lua chef. O trimitea la frații ei. Și mai ales că Leanca știe pe mafioții ăștia-i becheri. Dreapta? Vezi aici, te-ți faci dreapta, dar pe astea, pe străduța asta, pe potecă. Bre, unde mă duci, bre? Aici, la o, să luăm o. Ăla, vezi aici, la aia, de... dreapta acolo, unde e în... Unde-i sușile alea. Aici? Sau lasă-mă aici, că intru eu. Nu, bre, că intrăm. Lasă că intru eu, nu te mai chinui tu, lasă, te ai cum, ai spălat mașina. E cam curat așa. Mi-am pus în gând să moară mama și frații mei. Păi, dar n-aveam de unde să știu, mă, nene, mă, n-aveam de unde să știu. Că e sora la mafioți, că nu știu, bine, sora, că am luat-o și eu, pe ulei am luat-o direct, că altceva n-am ce să zic. Nu știam că e fratele sau sora mafioților. Dacă era și handicapatul ăla, am uitat cum îi zicea, adoptatul. Adoptatul de acolo ăla mă știa și le spunea, băi, lăsați-l pe mine, hăiță că e șmecher. Bine, nu sunt șmecher, dar așa îi zicea el. Lăsați-l pe mine, hăiță, că e băia bun, că d-alea, că d-alea, știi? Dar ăștia nu mă știe ei pe mine. Ăia de garda veche, de... Mă știa toți să moară mama, dar ăștia nu mă știe.
Ai luat un carton de la mare de obrei. Mi l-a dat în din asta, că nu avea, ci că carton. A. Bagă-l în spate aici acolo. Să... Așa. Ia vi. E de-alea de țară, bre, cu gălbenușul galben. Vezi să conduci, să nu le, că se fac aici... Nu, că ușor eu. De-i înainte și pe aia dreapta și pe aia dreapta nu. A. Eu n-am mai luat niciodată o de aici. Bine. A, de unde ne-a luat? De la magazin, de la market, de ăla. Era alea fără gust. Să știi că nu prea avea. Asta e unele, mai are și două gălbenușuri câteodată. A, dar asta făcea Viorica, îi spunea, fă și mie două. Și făcea patru să moară mama, dar nu mâncam. Ai văzut? Și zicea, bre, Viorica, ți-am spus să faci două, nu trebuie neapărat patru. Și a spus că nu, că e două. Și a crezut că e nebună, dar nu era una. Păi să știi că și eu am spus la un moment dat aceeași chestie. Și chiar că nu mă rătea prost, că e mai cheam băia așa câteodată, dar nu, am întrebat aici, așa e că are câteodată patru din alea. Da, 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 bineînțeles. Trebuie să facem cumva să ne comportăm urât cu asta, dar nici foarte urât ca să ne ia la umorăie. Doar așa să se simte inconfortabil să plece, drept. Eu nu vreau, mie îmi place femeile, rău de tot, dar nu... Adică ea e frumoasă, rău de tot, dar are vocea aia și probabil, nici nu m-am uitat, dar probabil în care cuc. Cine? Aulă, da, da, da. Mihai la asta sau Mihai, cum o cheamă pe aia sau el. Nu știu dacă are, o să întreb dacă are sau nu are cuc. Ați venit? Nu. Ne-am întors. Să iei ulele. Închide-și tu viața mea. Aici descrie poarta asta, că nu puc cu asta, am asta în mână. Dacă mă rogi frumos. Hai, deschide poarta. Noi stăm mai la țară, așa e mai greu cu... Rugatul frumos cu astea, na, mai dintr-o bucată, mai ca la țară. Hai că mai duci în casă dacă e. Așa. Ai și e laptop frumos. Da, nu umbla la laptopul ăla că e alunea aia, George. Televizorul ăsta... Ce? Ar schimbăm noi pe... A, tu îi faci review ca să iei acum sau ce faci? Ce face? Îi faci review, bre. Ce? Zice ce e bun, ce nu e bun, a venit să judece. Bucătăria asta, la mine... Ce are? Ce are? Parcă e prea veche și... Dar numai bine, chem tu, frate, să ia bucătăria asta de aici și aici televizorul ăla, să aducă ei televizor de ăla cu ecranul de ăla mare. Și bucătărie din aia de marmură. Cred că o să schimbăm pe aici, că nu-mi place și... Aha. Parcă miroase și urât aici, nu? Miroase de aici, de la asta, că avem sobă. Masa asta aici o să mâncăm? Da. Cam mică, păi da... Du-te, fă și tu niște ouă! Oși... Mihailu! Mihai! Miha! Boss! Aici la noi bătem la ușă dacă avem nevoie la baie, gen dacă e cel cineva la baie, bați la ușă. Mă, ce faci asta? Acu' e camera asta. E camera mea. Băi, bossule, fă și tu niște ouă, trebuie să ar copii. Familia astea. Acolo e alu. Baia. Mă, ce faci asta? Alo! M-auzi? Baia e bună? Nici baia, nu știu. Băi, Mihai! E bună? Dar nu prea aveți gusturi. N-avem gusturi, că ne-e foame. Du-te, fă și tu niște ouă! Că ești femeia în casa asta.
Oară, frate mei. Are, bre, are curca, nu vreau. De toate. Auzi? Băi, Mihai. Mihaela. Mihaela, mai tu mai ai cocoși, că n-am apucat să te întreb. Mai ai cocoșe? Nu. Noi ne gândeam să luăm pentru grădina aici sau pentru lângă. Nu, bre, eu sunt mai om direct. Mai am cocoșel sau nu? Cu ce avea? Cocoșel, mai am cocoșel? Nu. Adică pulă, mai pulă. Aoleu, ce a zis? Păi am întrebat să știu și eu. Mai ai, nu mai ai? Chiar are dreptate și omul ăsta, vorbești prea urât. Mai ai, mă, sau nu mai ai? Hai, mai lasă-mă în pace. Nu mai are. Deci nu mai are. Nea George! E? A zis că nu mai are pulă. Doamne, dar ce urât vorbești. Ce fericit. I-a tăiat-o la doctor sau ceva. Adică nu aș. Așa, măi, ca bărbații. Auzi, nu mai, e, a? Să ascund jucăria lui Viorica sau crezi că o folosești? Nu, las-o acolo, că o luăm, o spălăm și îl dăm să joace cu ea. Păi și dacă zice Viorica ceva? Păi ce crezi că mai folosește Viorica, că e jucăria aia pe acolo, pe jos, de câteva luni de zile? Ia paharul ăsta cu vin. A? O, vreau, o, la ora asta. Te conduce, nu-i da vin. Și zic cu mașina, scuză-mă să mă ierți, dar nu pot să beau acum. Niște ochiuri. O omletă să fac. Omletă. E bine și așa. Da, ce să zic. Asta o să fie viața noastră de acum încolo cu Mihai. Băi, dar frigiderul ăsta e gol, mai frate. Da, da, e double door din ăla, e dublu. Păi și de-aia pare acolo că e mare. N-avem bani să facem piața. Trei ouă aici și... Nu e, vezi că a luat un carton, mai e acolo, mai sus ouă, că a luat 20 de ouă. Da, cam atâta, că n-avem bani prea mulți. Dacă e... Îi chem pe frații tăi să ne umple frigiderul și nouă, să ne facă și nouă acolo viața mai ușoară. E sărăcie mare. Doamne, tot eu, mă. Ce să faci? Asta e că n-avem bani. Eu ți-am zis că nu sunt un om bogat. Mă duc să bag un pic de sombrecă. Auzi, din când în când vezi că se fundă WC-ul și trebuie să-i da, dai... Da, se fundă WC-ul din când în când. Dai și puțin că vorbesc aici acum. Da? Ce faci? Da, uite, nu e nimic de mâncare în frigiderul ăsta, sau tot ce și mai ceva ca aviar de mâncare. Da, nu avem bani, să știți, nu avem bani de mâncare, că suntem amărâți. Auzi că n-au bani de mâncare, au 3 ouă în frigider. Mai e 22 ouă, că le-am luat acum, dar în afară de ouă n-avem nimic. Da, au 23 de ouă, auzi. 23. Cine naiba m-a pus să vin la nebunul ăsta? Așa, așa, așa te vreau. Să-ți pară rău, să nu-i recul la tine acasă. Ceva de mâncare, un cașcaval, un salam, ceva că... Vă mulțumește, fratele vostru, Mihăiță, pentru atenția pe care ați acordat-o la acest episod. Numai de la robinet. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Iar noi ne vedem data viitoare când vom încerca în continuare să o facem pe Mihaela slash Mihai televizor mai mare, să se ducă înapoi în luxul ei de unde o fi venit ea acolo. Că nu e bine venit aici. Vă pup pe Mihaița și ne vedem data viitoare. Nu e cine știe ce interior, dar... Hai cu ouăle alea, viața mea! Că murim de foamele, că le mațe și vorbești la telefon 2 ore. Mai tași puțin. Ne e foame. Da, țipă ăsta micul la mine în continuu. Nu țip, gau! Mă enervează de nu mai pot. Nu, unde e? Să veniți, să veniți. Să știți că țip de foame, că nu face să mănânc. Eu nu i-am făcut nimic, ai în viață. Încă. Auzi că încă sunt în viață. Că e, moare de foame și el dacă nu mănâncă, dar asta zic.
Da. Vă iubesc Cătăria mult, familia asta. Mea, nu mă omorâți! Oară, familia! Cătăria asta trebuie schimbată, auto. Are pretenții multe, bă, dă-i la țară, n-ai ce face să moar, mamă. Haide, v-am pupat, pa! Viața au dus ăștia până să mă cunosc pe mine, da.